Bună, dragii mei prieteni din zodia Capricorn și cei care aveți ascendentul în această zodie. Bine v-am regăsit la un nou tarot horoscop pentru luna iulie. Persoanele care încă nu sunt abonate la canalul meu pot face acest lucru apăsând acel chenar roșu unde scrie abonează-te sau subscribe. Dacă doriți să primiți notificări atunci când eu postez un nou videoclip, puteți primi aceste notificări dacă apăsați clopoțelul. Voi începe acest tarot horoscop cu un mesaj de la îngeri. Îngerul Rosetta. Vă transmite mesajul pentru luna iulie că ai darul de a lucra cu tinerii și misiunea unora dintre voi, mai ales a celor care încă nu și-au găsit misiunea personală, este de a te implica în ajutorarea, învățarea sau îngrijirea copiilor. Această carte poate să anunțe, în unele cazuri, chiar venirea unui copil pe lume, nașterea unui copil, sau poate rămâneți însărcinată, sau chiar o persoană din anturajul vostru sau din familia voastră, da, naște sau aflați că rămâne însărcinată. Sau poate vă doriți un copil. Da, și primiți această carte ca un semn că în viitor veți avea parte de acest copil pe care vi-l doriți. Continui acest tarot horoscop cu mesajele din cărțile de tarot. Voi începe prin a vă spune cum va fi această lună iulie din punct de vedere a sănătății. Per general, această lună va fi o lună foarte echilibrată, o lună destul de bună, atât din punct de vedere a sănătății psihice, cât și din punct de vedere a sănătății fizice. Avem și cupele, da, avem și această regină care aduce și dragoste, aduce cumva și stabilitate. Această regină îmi vine să o asemăn de multe ori cu cumpătarea, da, din acest tarot. Avem și principesa, deci lucrurile sunt echilibrate, lucrurile sunt bune, nu văd oboseală la locul de muncă, nu văd stres, văd că lucrați cu plăcere, chiar volumul de muncă cred că nu va fi atât de mare, să vedem și pe partea de muncă, de finanțe și carieră. Dar după cum arată aceste cărți, văd pentru voi o lună destul de relaxată. Avem și diavolul. Ok, poate unii dintre voi... Bun, eu aș spune să nu creați, eu știu, o anumită obsesie pentru un loc de muncă sau poate unii dintre voi vă veți simți cumva, nu știu, inferior, să spun așa, față de un coleg sau față de șef sau poate vă resemnați dacă, uite, eu, ăsta este nivelul meu, nu pot ajunge mai sus și cam asta este. Da, văd totuși o teamă că cineva ar putea pentru unii dintre voi să vă ia locul de muncă, să pierdeți un loc de muncă,
Sau poate chiar simțiți această o energie, da? O energie negativă care vă barează, să spun așa, care vă închide drumurile și nu reușiți să mergeți înainte, nu reușiți să avansați. Da, iar pentru că aceste cărți, din punct de vedere a sănătății, nu arată un stres, nici măcar psihic, eu cred că deja cumva sunteți, nu știu, obișnuiți. Da? Poate a trecut mult timp de când sunteți în situația asta și ați început, nu știu, sau sunteți deja resemnați. Dar totuși cu o teamă, mai există o mică teamă acolo în mintea voastră care... Da, ce mă fac dacă, nu știu, îmi pierd locul de muncă? O să merg mai departe, să vedem cum va fi luna iulie pentru voi și din punct de vedere sentimental. Bun, aceste acuzații care apar aici ca justiția, poate să fie propriile dumneavoastră acuzații. Eu nu sunt bun, eu nu pot să fac, eu nu sunt îndeajuns de frumos sau de frumoasă, eu nu pot să ajung, nu știu, să am un anumit partener care să aibă, nu știu, bani foarte mulți. Și așa mai departe. Pentru că astfel alte două cărți sunt cărți da, foarte bune din tarot, dar această carte, eu cred că mulți dintre voi în această lună vă veți face, să spunem așa, ori o retrospectivă a vieții, să vedeți unde ați greșit, să vedeți, eu știu, unde ați făcut bine, da? Poate să fie și acest caz. Prima carte vorbește clar despre un nou început. Mai ales pentru acele persoane care sunt singure sau pentru acele persoane care își doresc să cunoască pe altcineva. Această carte vine și vă transmite mesajul că mulți dintre voi, o mare parte dintre voi, pot întâlni o persoană, da, cu care să se completeze foarte, foarte bine. O persoană cu care pot începe, da, o relație, o persoană de care vă veți simți foarte atrași la prima vedere. Acum depinde de voi dacă veți renunța la aceste, să spunem așa, idei, da, pe care le aveți în minte, dacă veți începe, eu știu, să vă vedeți mai frumoși, mai frumoase, dacă veți renunța, eu știu, poate la anumite prejudecăți. Ultima carte este un 10 de monede, da, sau de pentagrame, cum vreți să-i spuneți. Este o carte a familiei, a fericirii, a regăsirii, a relaxării, mă simt relaxat, mă simt bine, mă simt cumva împăcat. Persoanele care sunt într-un cuplu clar în această lună iulie vor avea parte de momente frumoase, de momente intime împreună cu persoana pe care o îndrăgesc, persoana pe care o iubesc. Dar poate, eu știu, cu o anumită teamă, poate o anumită teamă care vine din anumite greșeli din trecut pe care partenerul le-a făcut, peste teamă să nu repete acele greșeli. Nu cred că aici este vorba despre judecată divină sau, eu știu, alte chestii, da? Ci având aceste cărți atât de frumoase care înconjoară această carte, eu cred că este vorba despre voi. Voi vă faceți propriile probleme, da? Care, de fapt,
în această lună, în luna iulie, nu prea o să existe așa mari probleme, da, din punct de vedere amoros și din punct de vedere a cuplului, a stabilității cuplului. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să lăsați un comentariu și un like. Pe curând!